Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Copiii noștri intră într-o lume, mă rog, ce să mai zicem, au intrat deja. Sunt profund cufundați într-o lume care e în mare măsură străină părinților. E vorba de mediul online, în care se comunică altfel și sunt coduri și semnalizări diferite în grupuri. E diferență mare față de ce coduri și comunicări sunt în lumea fizică, reală. Iar conectarea copiilor cu mediul online e din ce în ce mai puternică. Interesul copiilor a crescut în ultimul an în categoriile software, audio și video și e-commerce. TikTok, YouTube, WhatsApp sunt în topul celor mai populare aplicații, arată un studiu realizat de Kaspersky, Safe Kids, relatează Ager Press. TikTok a depășit Instagram ca nivel de popularitate, acum e dublu. YouTube e în continuare cel mai popular serviciu de streaming video în rândul copiilor din întreaga lume, nu doar în România. Pe locul al doilea, aplicația de mesagerie WhatsApp. Pe locul al treilea, TikTok. În top 10 mai sunt și câteva jocuri. Eu nu am auzit de ele, dar poate Luca Zaf știți voi. Brawl Stars, da, e cel mai popular acum. Roblox, confirm. Among Us și Minecraft. Da, dar este interesant că în vârful topului sunt YouTube și WhatsApp, adică în momentul de față eu am remarcat cel puțin la Ștefan, care are 11 ani, că preferă să socializeze sau să se uite pe YouTube decât să se joace. Deci au câștigat teren în fața jocurilor și asta e un lucru interesant. Așa e. Copiii sunt foarte activi în ascultarea și vizionarea videoclipurilor pe YouTube. 17,3% în căutările de genuri muzicale și videoclipuri. Se uită foarte mult pe trending. TikTok rămâne liderul incontestabil în rândul copiilor. În același timp, percepția legată de această rețea socială a început să se transforme, scrie G4 Media, care publică acest studiu. Pe platformă a început să apară mai mult conținut educativ și creativ. Confirm, am și eu TikTok și mă uit la rețete. Okay. Așa? În plus, o singură persoană, asta este un avantaj, deci aici pe TikTok trebuie să faci, dacă vrei să postezi, trebuie să fii și cameraman, și actor, și regizor, și sunetist, mă rog, e o editor de imagini, e o întreagă echipă de filmare, trebuie tot ce face o echipă de filmare în mod obișnuit, face o singură persoană. Acum, ceea ce se speră dezvoltă abilități care nu numai că ar putea fi utile copiilor în viitor, ci ar putea determina sau orienta să-și aleagă o profesie. Deci, iată așadar provocări, riscuri și oportunități noi, atât pentru copii, cât și pentru părinți. L-am sunat pe psihologul Gașpar Gheorghi pentru opinie specializată în această privință. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, așadar, riscuri și oportunități pentru cei mici în această nouă lume. Sunt riscuri pentru că efectul de imersiune a rețelelor sociale este extraordinar de intens și asta poate confirma fiecare dintre noi, iar asta duce la izolare fizică. Dar și oportunități, pentru că pe rețelele sociale poți fi creativ în feluri care nu erau posibile pentru generațiile anterioare. Cum ar trebui să gestioneze părinții această situație, aceste alternative? Cred că primul lucru și cel mai important e ca părinții, noi adulții, să realizăm că ai noștri copii trăiesc în secolul 21 și e important să venim și noi alături de ei în secolul 21. Cu alte cuvinte, e foarte, foarte important să intrăm în această lume în care trăiesc copiii noștri. Ce îmi spun mie adolescenții în cabinet e că preferă TikTok-ul pentru că părinților nu au această aplicație. Părinții au Facebook, părinții au Instagram, însă părinții nu au TikTok, deci ei se simt cumva mai confortabili atunci când vine vorba de această aplicație, pentru că nu beneficiază de aceeași monitorizare. Îmi permiteți o paranteză scurtă. Copilul, mă rog, preadolescentul unui amic l-a anunțat pe taică-su că dacă își face cumva cont de TikTok, ea șterge contul și nu se mai duce la școală, că toți colegii o să râde de ea. Da, din păcate e o realitate, e ceva cu ce ne confruntăm în 2021 și este foarte important să luăm în serios aceste aspecte. Și cred că e nevoie să conversăm un pic mai mult cu copiii și cu adolescenții, să vedem exact care sunt nevoile lor. Vorbeam de curând cu o adolescentă, cu o preadolescentă, care are 12 ani și jumătate și am întrebat-o ce o atrage atât de mult la TikTok, de unde această obsesie față de TikTok. Și ea mi-a spus că nici nu-și imaginează cum a fost viața înainte de TikTok, că pentru generația Z TikTok-ul e la fel de important ca aerul, pentru că acolo e locul în care ea iese efectiv în ghilimele, adică e acel spațiu virtual în care se întâlnește cu oameni pe care nu ar putea să-i întâlnească niciodată în mediul fizic, acolo se poate exprima, acolo poate învăța, avea niște informații despre drepturile minorităților sexuale pe care recunosc că eu în calitate de psiholog nu le aveam. Deci cred că pentru a-i putea ajuta pe copiii noștri să aibă un comportament un pic mai sănătos, să dezvolte
dezvolte niște rutine sănătoase în interacțiunea cu aceste aplicații. E important să descoperim și noi acest mediu digital, să nu stăm la distanță, să nu încercăm să îi limităm pe ei doar pentru că noi nu găsim, nu știu, calea potrivită către un astfel de context. Sigur că vor putea părinții să vină cu foarte multe pedepse, cu foarte multe consecințe, cu foarte multe reguli, însă ce îmi spun mie adolescenții e că nu le mai e teamă de pedepse, pentru că ei sunt suficient de creativi, suficient de inteligenți încât să găsească modalitățile potrivite pentru a accesa din nou aceste aplicații, așa că conversațiile despre tot ceea ce înseamnă TikTok, de exemplu, YouTube, WhatsApp, e important să devină parte din rutina fiecarei case. Și care este soluția, domnule Gașpar? Adică, ca să preîntâmpin excesul, de exemplu, eu am un băiat de 11 ani care se comportă sincer... Mulțumesc. După părerea mea, cam cum era generația mea pe la 15 ani, adică sunt cu totul și cu totul precoce. Cum faci cu excesele? Adică el m-a uitat pe timpul lui de ecran și are zile în care stă 8 ore pe telefon. Totalizat. 3 ore pe WhatsApp, 3 ore pe YouTube și încă vreo 2 se joacă și lui se pare firesc și suferă dacă îi impun restricții, pentru că îmi spune că toți copiii de la el din clasă fac asta. Și atunci, care este soluția pentru noi ca părinți? Dați-ne un sfat. Cum să abordăm noi copiii care fac exces? E normal să își dorească să petreacă foarte mult timp în online, da, pentru că acolo vin extrem de multe recompense pentru ei pe care, din păcate, nu le regăsesc în viața reală și din cauza pandemiei și din cauza modificărilor. Însă cred că, de asemenea, este important ca în fiecare familie să existe limite. E normal ca al meu copil să fie uneori frustrat pentru că nu poate petrece aceeași cantitate de timp în online pe care o petrec colegii și prietenii. Fiecare familie are propriile reguli. Dacă în familia prietenului libertatea de timp petrecut în online e de 5 ore și la noi în familie e de 2 ore, asta e, copilul sub o formă sau alta e bine să accepte asta. Sigur că și părintele e bine să recunoască că nu va veni copilul și nu o să aplaude și o să spună da, tata, da, mama, mi-am prins atât de multe vreme să vină cineva să-mi pună limite. Însă aici responsabilitatea adultului e să ia acele decizii pe care copilul nu le poate lua pentru că din punct de vedere cognitiv nu e pregătit. Vor fi probabil niște conversații dificile, vor fi niște uși trântite, vor fi niște cuvinte aruncate și care nu sunt neapărat gândite de către copil. Însă limitele sunt extrem, extrem de importante pentru că oferă acea siguranță și structură pe care copilul nu și-o poate asigura singur. Desigur că e important să vorbim cu copilul și despre frustrările pe care le simte. Ce înseamnă pentru tine faptul că eu ca părinte sunt pe TikTok și ceilalți părinți nu sunt pe TikTok? Hai să vedem cum anume ai putea gestiona această situație dacă apare o astfel de conversație cu prietenii, cu colegii, adică să îndrăznim să punem în cuvinte tot ceea ce e dificil fără să evităm. Din păcate, foarte mulți părinți îmi spun că decât să aibă o nouă ceartă cu preadolescentul sau adolescentul, mai degrabă evită să dezbată anumite subiecte dificile și din punctul meu de vedere e o strategie extrem de nesănătoasă și de periculoasă. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea psihologul Gașpar Gheorghe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.